Copii și tineri, cursanți ai claselor de canto, muzică ușoară și dans modern au participat aseară la un spectacol dedicat mamelor cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, show înregistrat de postul local Valahia TV și care urmează să fie difuzat în exclusivitate pe 8 martie după jurnalul de știri. Spectacolul cuprinde momente muzicale susținute de 15 cursanți ai clasei de canto pregătiți de profesoara Carmen Pețanca și momente coreografice ale celor 4 trupe de dans pregătite de către Tania Moga. Decorul spectacolului specific mărțișorului a fost realizat de clasa de pictură a profesoarei Petra Șerbănescu.